Marțianu a avut un debut exploziv în Statele Unite. În numai 2 zile a avut încasări de peste 55 de milioane de dolari și s-a clasat pe primul loc în box-office-ul american. Weekendul trecut a avut loc premiera filmului și în România. În rolurile principale îi puteți revedea pe 2 mari actori de la Hollywood, Matt Damon și Jessica Chastain. Astronaut Mark Watney was killed. Pelicula lui Ridley Scott, creată în mod strălucitor pentru formatul 3D, a captivat publicul american. Chiar și criticii spun că este cel mai bun film al regizorului american. În același timp, ei având numai cuvinte de laudă jocului actoricesc al lui Matt Damon. I don't say blah, blah, blah. Lăsată pe locul 2, pelicula Hotel Transylvania 2 rezistă impresionant pe marile ecrane. Animația a adus venituri de peste 90 de milioane de dolari în numai 2 săptămâni, fiind apreciată pentru umorul ce îi atrage atât pe copii cât și pe adulți. Topul este încheiat de thrillerul Sicario. Povestea care se desfășoară în jurul traficului de droguri a avut încasări de peste 12 milioane de dolari, deși a fost lansată în doar 59 de cinematografe în primul weekend.